Avem în sfârșit la rubrica noastră un demnitar al statului aflat într-o funcție importantă și care își dorește să devină deputat. Rodin Traicu, pe numele lui, nu a făcut politică până acum câteva luni, dar numirea sa în funcția de secretar de stat al Ministerului Economiei din partea PSD i-a dat senzația că a devenit mult mai deștept pe plan politic. Sau, spun eu, în spatele secretarului de stat stau interese mult mai mari, astfel că el a primit cadou din partea PSD un colegiu eligibil de deputat tocmai la Mehedinți, unde șef al Consiliului Județean este un coleg de al său de partid. Anonimul Traicu a fost, până să ajungă secretar de stat responsabil de domeniul energetic al României, angajatul mogulului Ovidiu Tender, un controversat om de afaceri implicat în numeroase dosare penale și controverse. Traicu a prestat pentru Tender la compania Nuclear Montaj. Tender a fost arestat în anul 2005 pentru implicarea în mega dosarul devalizării rafineriei RAFO, alături de gruparea PSD de la Bacău. Unul dintre avocații lui Tender a fost și actualul premier Victor Ponta. Astfel că semnele de întrebare privind numirea unui om care nu are vechime în PSD, doar CV-ul său de angajat al lui Tender, sunt cât se poate de justificate. Mai ales că PSD avea un alt specialist în energie pe care putea să-l promoveze la minister, pe deputatul Iulian Iancu. Așadar, Tender și-a plasat omul în zona energiei din Ministerul Economiei, iar la câteva luni acesta a și călcat pe bec. Astfel, într-o emisiune a Realității TV, Rodin Traicu a recunoscut că el este cel care a inițiat o controversată hotărâre de guvern prin care compania OMV Petrom poate folosi gazul exploatat din România, cel mai ieftin gaz cu putință, pentru a produce energie electrică într-o centrală proprie și apoi această energie să fie exportată. Practic, prin acest act, această jmecherie girată de Rodin Traicu, OMV Petrom ia gazul românesc, îl transformă în energie și îl exportă astfel indirect. Profiturile pe care compania le va face vor fi imense. În tot acest timp, prețul pentru populația al gazului s-a scumpit în luna septembrie cu 5%, iar cel al energiei va crește și el cu circa 10%. Cu acest prilej vedem cum, la câteva luni de la instalarea noului guvern USL, marile jocuri economice se fac tot în interesul strict al câtorva privilegiați. Acei băieți deștepți, împotriva cărora Tina Antonescu și Victor Ponta țipă că au furat România sub guvernarea portocalie. Halal politică de prostit proștii.